Vrei să-ți zic ce am spart? Cred că 80% din internet, 80% din serverele conectate la internet. Atacurile mele, ca să le zic așa, nu erau niciodată delimitate geografic. El este Cobudera, un faimos hacker din România. Povestește că putea cu ușurință să figureze astăzi în topul celor mai bogați români. Mi s-a oferit să lucrez cu încă 3 băieți. Făceau fiecare 50.000 de dolari pe zi. Amicul meu care a venit cu propunerea respectivă a murit acum 2 ani în condiții suspecte. Eu probabil m-am oprit la timp. El a refuzat, dar în fiecare zi alți români acceptă pactul cu diavolul internetului. Românii sunt contactați pentru tot felul de misiuni. Au golit conturi bancare, au clonat carduri, au furat secrete și au fost folosiți chiar de mafia italiană, spun anchetatorii. Activitatea infracțională principală desfășurată în România consta în recrutarea unor persoane cu abilitățile tehnice, să zic, necesare pentru a desfășura niște atacuri phishing împotriva unor instituții financiare, unor bănci. Poți să scoți dintr-un ransomware câteva sute de mii de dolari. Poți să scoți dintr-un phishing undeva câteva zeci de mii de dolari. Sunt atrași în ecosistem fără să-și dea seama că lucrează pentru băieții răi. Există însă și white hacking. Companii din toată lumea îi provoacă pe experți să găsească punctele slabe din sistemul lor de apărare. Premiul pentru o vulnerabilitate critică este de 2500 de dolari. Astfel de joburi are acum și hackerul Cobudera. S-a retras din lumea neagră a internetului înainte să fie prins. Astăzi se consideră pensionat, iar pentru cei care îl privesc ca pe un idol, are un singur sfat. Eu am oarecum flexibilitatea și confortul că în online și pe calculatoare pot să-mi ascund urmele și să fiu de negăsit. În momentul în care vrei să furi bani, urma banilor nu poate fi niciodată pierdută. Statisticile arată că România este al doilea cel mai mare furnizor de hackeri din întreaga lume, iar cei mai mulți infractori cibernetici provin din Râmnicu Vâlcea, orașul supranumit și Hackerville.